O analiză New York Times arată cine e de fapt campionul dezinformării despre vaccinarea împotriva COVID-19 și culmea e chiar un doctor. Doctorul Joseph Mercola are 67 de ani și e osteopat. Are 1,7 milioane de urmăritori pe Facebook, la pagina sa în limba engleză, 1 milion la cea în spaniolă, 300 de mii de urmăritori pe Twitter și 400 de mii pe YouTube. În postările sale arată New York Times fie a distribuit informații false, fie a oferit doar jumătăți de adevăr și s-au rostogolit ca focul. Așa s-a întâmplat și la noi. Cu siguranță ți-aduce aminte de medicul Flavia Groșan, care susținea că bolnavii de COVID n-au nevoie de terapie cu oxigen. Și evident că s-au găsit mulți susținători în acest mediu virtual, după ce camerele de gardă s-au umplut cu oameni care i-au crezut spusele. Colegiul Medicilor Oradea a deschis o anchetă și a demonstrat că este suficientă o admonestare verbală. Medicul Adrian Marinescu ne explică cât de ușor ne putem feri de această informație falsă de pe internet. Orice cetățean are posibilitatea de a filtra informațiile. Și că nu ne trebuie, practic, ne trebuie să fim de specialitate pentru a putea aprecia un anumit articol. Este exact ceea ce vă spuneam mai devreme. Încercați să vedeți credibilitatea persoanei respective de-a lungul unei perioade de timp. Căutați eventuale interese pe care cineva le are, nu vorbim numai de medicină. Oricine poate cădea în această capcană a dezinformării. Paul Olteanu, specialist în neuroștiințe, îți arată ce ușor te trădează chiar creierul tău. Noi când vedem un mesaj, că îl vedem la televizor, că îl vedem pe Facebook sau în orice alt canal, creierul nostru prima dată evaluează dacă eu rezonez emoțional cu mesajul ăsta sau nu, nu dacă e valid din perspectiva surselor, dacă într-adevăr s-a întâmplat asta sau nu. Important, ca o recapitulare, să-mi dau seama că este sursa primară, adică este site-ul oficial, nu prelori care sunt prin diverse postări. Apropo, sursa nu trebuie să fie Facebook sau altă variantă similară, ci trebuie să fie site-ul de bază. E important să fie o persoană pe care o cunosc în domeniu și să-mi dau seama dacă e ceea ce a spus acea persoană, să sunt lucrurile pe care le-aș face și verificarea din mai multe surse. O analiză a Centrului de luptă împotriva URI în online în Statele Unite arată că 12 persoane au produs 65% din întregul conținut fals despre vaccinurile împotriva COVID-19. Poate că nu e mult fake news pe net legat de imunizare, dar ajunge ușor la tine. Și să știi că e important să știi de unde te informezi.